Războiul dintre Traian Băsescu și președintele fondator al Partidului Conservator a început în 2007, când PSD, PNL și PC au demarat procedura de suspendare a președintelui. Acuzațiile de încălcare a Constituției au fost dezbătute într-o comisie de anchetă condusă de senatorul Dan Voiculescu. Suspendarea lui Traian Băsescu a fost votată de Parlament, apoi a fost anulată prin referendumul din 19 mai 2007. Acela a fost momentul în care Traian Băsescu a declanșat o luptă pe viață și pe moarte cu Dan Voiculescu, a declarat președintele fondator al Partidului Conservator. Voturi pentru adoptarea proiectului de hotărâre 322, voturi contra proiectului de hotărâre 108. Ăla a fost momentul care a declanșat o luptă politică pe viață și pe moarte între președintele României și subsemnatul. Suspendarea președintelui Traian Băsescu a fost votată de Parlament pe 19 aprilie 2007. Folosirea instituțiilor statului și controlarea acestora prin interpuși, dar și interferența în treburile justiției au fost doar câteva dintre acuzațiile de încălcare a Constituției aduse șefului statului. În 2007, când am sesizat atitudinea păguboasă pentru români și periculoasă pentru România al Băsescu Traian, vă amintiți probabil că s-a format o comisie parlamentară care de fapt l-a și suspendat în 2007. Pe 22 martie 2007, comisia de anchetă condusă de senatorul conservator Dan Voiculescu a constatat că președintele Traian Băsescu a încălcat Constituția și era implicat în fapte penale. Raportul de 700 de pagini arăta că au fost încălcate numai puțin de 27 de articole din Constituție. După ce parlamentarii au votat suspendarea președintelui, românii au fost chemați la referendum și au ales ca Traian Băsescu să rămână șeful statului. Pe 24 mai 2007, la 32 de zile de la suspendare, Traian Băsescu s-a întors la Palatul Cotroceni. Nu a uitat însă lovitura primită de la Dan Voiculescu. Ce îmi pare mie rău, și o spun foarte deschis, este faptul că această bătălie politică a mea a antrenat suferințe pentru oameni care nu au practic nicio vină. În 2012, tot președintele fondator al Partidului Conservator a cerut ca președintele să fie suspendat din nou, din cauza că a încercat să influențeze direct justiția. Traian Băsescu a declarat public că a avut o discuție telefonică cu procurorul Tiberiu Nițu pe marginea revocării lui Lucian Papici de la DNA, intervenind în favoarea acestuia, scria Dan Voiculescu pe blogul personal. Pe 6 iulie 2012, parlamentarii au votat suspendarea președintelui. În conformitate cu prevederile articolului 95, aliniatul 1 din Constituția României, republicată, propunerea de suspendare din funcția președintelui României se adoptă cu votul majorității deputaților și senatorilor, ceea ce înseamnă minimum 217 voturi. Proiectul de hotărâre privind suspendarea din funcția domnului Traian Băsescu, președintele României, a fost adoptat. Românii au fost chemați din nou la urne pe 29 iulie 2012. Atunci, 7,4 milioane de români au votat pentru demiterea lui Traian Băsescu. Oameni buni, mă adresez vouă cu rugămintea să înțelegeți că aveți obligația să faceți un exercițiu. Un exercițiu pe care vi-l cere președintele ales al românilor. Nu vă uitați timp de o săptămână la antene. În 21 august, Curtea Constituțională a invalidat referendumul din cauza că era necesară participarea a cel puțin jumătate plus 1 din numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente. Traian Băsescu a revenit la Cotroceni. Dan Voiculescu a declarat că și-a asumat riscul de a deveni ținta atacurilor lui Traian Băsescu. Băsescu, sigur, încearcă înainte să predea mandatul să se simtă răzbunat. Dacă asta e bucuria lui cea mai mare,